Avertisment lansat de Asociația pentru Pensiile Administrate Privat. 1 milion de români cu profesii liberale, managerii și funcționarii publici riscă să fie excluși din pilonul 2. Asociația subliniază că de vină ar fi modificările din noua lege a pensiilor pe care guvernul o va adopta astăzi. Concret, în textul legii, termenul sau a fost înlocuit cu și. Asociația cere coaliției să mențină în noua lege prevederile despre pilonul 2 aflate deja în vigoare. Primii 93 de români și membrii ai familiilor lor evacuați din fâșia Gaza s-au întors aseară în țară. Aceștia au fost aduși cu o cursă specială de la Cairo. La bordul aeronavei au fost și premierul Marcel Ciolacu, dar și ministrul de externe Luminița Odobescu. Am transmis un semnal foarte clar că statul român nu lasă niciun român în urmă. Astăzi au fost recuperați 129 de români, atât români cu cetățenie română în România, cât și români din Republica Moldova. Următoarea aeronavă, cred că într-o oră, va ateriza și, după cum bine știți, deja este o listă de 51 de români. Au mai venit mai multe solicitări, peste 100 de solicitări, ca în perioada următoare să vină în România împreună cu familiile. Vreau să mulțumesc în primul și în primul rând doamnei ministru și echipei sale de la Ministerul de Externe, a toate instituțiile statului român implicate în această acțiune de recuperare a românilor din fâșia Gaza. Să specific foarte clar că în toată această perioadă a existat o conlucrare directă între Guvernul României și Președintele României. Și nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc statului Israel, Egiptului, Qatarului și Statelor Unite ale Americii pentru reușita acestei acțiuni și în continuare celula de criză de la Ministerul de Externe va funcționa până când vom recupera ultimul român din fâșia Gaza care dorește să vină în România sau în Republica Moldova. Circulație închisă pe un tronson din autostrada București-Constanța din această noapte. Restricțiile se vor aplica între orele 22 și 6 pe pasajul care supra-traversează A2 între kilometrii 11 și 15. Măsura va fi în vigoare până sâmbătă. Neînțelegeri în coaliție pe noua lege a pensiilor. Președintele PNL atrage atenția că noua lege este imposibil de aplicat. Nicolae Ciucă spune că impactul bugetar de 55,6 miliarde de lei face proiectul nesustenabil. El a cerut clarificări de la Ministerul Muncii. Este nevoie de o clarificare pentru că aseară au apărut informații în spațiul public de la doamna ministru Bucura că impactul ar fi de 55,6 miliarde de lei, iar din calculele de la Ministerul de Finanțe suma este diferită. Motiv pentru care am solicitat să ne clarificăm care este suma. Este un impact mare pe care trebuie să ni-l asumăm cu date concrete și să avem sustenabilitate pentru această decizie. Categoric, la cifrele anunțate aseară de 55,6 miliarde, impactul este de aproximativ 3% din PIB, ceea ce este enorm de mult și trebuie să identificăm sursele de finanțare. Nu putem să venim să promitem oamenilor ceva și să nu avem sustenabilitate. Proiectul noii legi a pensiilor ar trebui adoptat astăzi de guvern. Germania trimite 4 avioane de luptă în România. Este vorba despre 4 Eurofighter care vor susține misiunea de poliție aeriană a NATO. Aeronavele vor ajunge în țară la finele lunii. Până atunci, armata Germaniei va trimite și un prim lot de 80 de militari la Constanța. Soldații vor pleca spre România astăzi. Suplimentarea de forțe a fost decisă la cererea Bucureștiului, spun surse citate de Reuters.
Proiectul legii pensiilor, dar și noile plafoane modificate pentru plata cu bani cash, discutate astăzi de guvern. Noua lege a pensiilor prevede, între altele, creșterea punctului la 2032 de lei de la 1 ianuarie. Simultan, toate pensiile vor fi recalculate de la 1 septembrie. Legea prevede și egalizarea vârstei de pensionare pentru femei și bărbați la 65 de ani, dar etapizat până în 2035. Cât despre plafoane la plata cash, intens criticate în ultima perioadă, guvernul va anula prin ordonanță limitările din pachetul fiscal și le va menține pe cele actuale, cu două excepții. Este vorba despre plafonul de casă de 50.000 de lei și de avansul de decontare de cel mult 1.000 de lei pe zi. Socrii primarului din Baia Mare, Cătălin Cherecheș, au fost reținuți de DNA. Aceștia sunt acuzați că ar fi încercat să mituiască un judecător pentru a da o soluție favorabilă într-un dosar în care edilul este cercetat pentru corupție, anunță surse citate de Agerpres. Soacra primarului a fost prinsă în flagrant la Cluj cu 50.000 de euro, în timp ce intermedia o primă tranșă din mita totală de 100.000 de euro. Primăria Capitalei a început montarea decorațiunilor pentru sărbătorile de iarnă. Luminițele au fost deja instalate pe mai multe bulevarde, între care Unirii, la Scărcat Argiu, Regele Mihai I și Șoseaua Chiselef. Primarul general Nicușor Dan a anunțat că operațiunile se vor încheia până pe 30 noiembrie de Sfântul Andrei. Atunci vor fi aprinse luminițele care vor împodobi toate arterele importante din București. O nouă zi de proteste ale angajaților caselor de sănătate. Aceștia ies astăzi în stradă și vor picheta sediul Casei Naționale de Sănătate din capitală. De la începutul lunii, angajații protestează pe termen nedeterminat, fie în birouri prin întreruperea lucrului, fie în fața instituțiilor. Ei reclamă salariile mici și nemajorate din 2018. Astăzi, sindicaliștii sunt așteptați să facă declarații. Real Madrid, Inter, Bayern și Real Sociedad s-au calificat aseară în optimile Champions League. Real a învins-o cu 3-0 pe Braga, Inter a câștigat cu 1-0 meciul cu Salzburg. Bayern s-a impus cu 2-1 în fața celor de la Galatasaray, iar Sociedad a câștigat cu 3-1 meciul cu Benfica. Surpriza serii a fost însă Copenhaga. Danezii s-au impus cu 4-3 în fața celor de la Manchester United după ce a revenit de la 2-0. Englezii au jucat din minutul 42 în inferioritate numerică, după ce Rashford a luat cartonașul roșu. Tot aseară, Napoli a remizat 1-1 cu Union Berlin. Arsenal a câștigat cu 2-0 în partida cu Sevilla, iar PSV a trecut cu 1-0 de Lens. Meteorologii anunță cer acoperit astăzi și ploi în majoritatea regiunilor. În următoarele zile vorbim de un tablou meteorologic termic, din punct de vedere termic, aproape neschimbat dacă ne raportăm la temperaturi maxime, pentru că acestea se vor situa în marea lor majoritate între 10-11 grade în centru, în nordul teritoriului, până la cel mult 17-18 grade în partea de sud, cu valori, se pare, ceva mai ridicate sâmbătă, 20-21-22 de grade în Dobrogea. Însă nopțile vor fi destul de reci, astfel încât ne așteptăm ca joi spre vineri temperaturile să fie negative în Transilvania, în mod deosebit în estul acesteia, se coboare până la valori de minus 6, minus 7 grade, în condițiile în care sisteme noroase vor traversa teritoriul țării noastre și vor determina ploi. Cele mai multe vineri și vineri spre sâmbătă în extindere în toate regiunile, iar pe crestele montane vom vorbi din nou de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Mai mult decât atât, vântul va prezenta intensificări cam pe tot intervalul în zonele montane, viteze mai mari pe creste, peste 70-80 de km pe oră, dar local și temporar și în celelalte regiuni, cu o probabilitate mai mare în vest, în sud-est, în est și în centru.
Și în capitală vorbim de un tablou termic aproape neschimbat dacă ne referim la temperaturi maxime, 15, 16, 17 grade, atât joi cât și vineri, cât și sâmbătă, însă minimele vor varia, ne așteptăm să fie cel mai rece în noaptea de joi spre vineri, când temperatura minimă la periferia capitalei se coboare spre 1-2 grade, însă în restul nopților minimele vor fi undeva la 5-6-7 grade, în condițiile în care sisteme noroase își vor mai face apariția și în zona capitalei și vor determina ploi, cel mai probabil pe parcursul zilei de sâmbătă, și vineri, vineri spre seară, în prima parte a nopții de vineri spre sâmbătă.